Părinții mei m-au trimis la emisiunea asta, chiar dacă evident că nu am ce căuta aici. La fel s-a întâmplat și cu voi, nu? Altfel nu se explică. Face roast? La Nexar este frumos pentru că vezi oameni talentați, dar sunt și unii de care ți-e milă. Și ei toți trebuie să jurizeze copiii care vin la emisiune. Și ei toți? Pepe, am vorbit cu oamenii care te cunosc bine și mi-au spus că în copilărie erai foarte enervant. Vezi cum e viața? Totul se schimbă. Numai tu ai rămas la fel. E rost, mamă, e răbdita mai rostul. Oh! Chiar trebuia să vină și Dorian în juriu ca să par tu mai deștept. Incredibil! Te-ar luat în bravo! S-a scurmat. Îmi cer scuze, Dorian. Mi s-a spus să nu explic glumele. O să-ți povestească mai târziu cineva despre ce am vorbit. Mi se spune în cască. Te văd supărat. Am auzit că ți s-a furat pistolul. Da. Stai. Eu cred că l-a luat cineva care n-a mai rezistat să te audă cântând. Da, uite ce serioasă e, uitați-vă la ea. E o listă mare, vrem să-l dăm din mână în mână. Mamă, iată un fel de bun venit pentru Lidia imediat. Deci mie mi-e foarte frică deja. Dar arată bine jul Nexar acum. Pepe, Dorian. Și mai lipsa ceva. Vrei să fim prietene, Sara? O prezență feminină încântătoare. Ai, inteligentă, cu simț artistic deosebit. Dar n-au găsit așa că a dus-o pe Lidia. No! Doamne, și pe când mă simțeam eu bine, Sara. Ai zis că-s pentru tine toate, a? Doamne, nu cred, mi-e frică, mai ai? Am citit multe despre tine, Lidia, și mi-am dat seama că noi două semănăm mult. Asta le-am spus și eu. Adică nici mie nu dau voie părinții să fac ce vreau. Zici că să-l ai umor, nu trebuie să cred. Mă scuzați, dar eu am ieșit bine. Wow, joc. Și livrează bine, că și ăsta e un secret. Îmi place mult să-ți ascult melodii la radio. Am văzut și videoclipurile tale. De asta îmi place mult să te ascult la radio. Te țin aminte. Lidia, ăsta este botezul tău. Bă, eu nu mă aștept la un roast la Nexar în viața mea. Zi, Sara, că zici bine. Sara. Și versurile tale sunt foarte interesante. Am să le citesc. Nu cred că a făcut selecție. Aoleu. Nu cred că are selecție cu versurile alea. Are și... Nu pot să cred. Apare în umbra nopții, ce rar îți mai văd ochii. Mi-a împietrit și inima în fața ta. Altă ceartă, drumuri să despartă. Nici o punte între noi. Eu cred că de asta pică așa mulți bacalaureatul. Poți să dai gândul. Wow. Bineînțeles că am luat bacul și mulți alții au luat bacul. Te asigur. Părerea mea, ultima melodie e sub apă. Sara, foarte tare. E rău. Dorian, dacă e posibil, stai, nu mai râde. Îți văd dinții și brusc e totul alb în jur. Am senzația că a nins și mă bucur să-l aștept pe Moș Crăciun. Aoleu. Dar vezi că te fixează din privire înainte, ia fii atentă. Apropo, de Moș Crăciun, vă spun sincer, eu sunt mare fană a lui Dan Negru. Să vină negru. El e singurul echivalent din televiziunea lui Cabral. Am întrebat când a venit dacă tot dumneavoastră prezentați emisiunea. Am aflat că da, domnule Dan Negru,
respect Antenei 1, pentru că este singura televiziune din România care are grijă de bătrâni. Bravo! Drop the mic! Drop the mic la Next Party! La mulți ani! Wow! Dacă cineva credea că o să scape de roast-ul Sarei, s-a înșelat amarnic. Voi n-ați văzut că a ajuns până și la Negru? Respect Antena 1 care are grijă de bătrâni. Negru! Da, Negru! Îmi cer scuze, știu că nu-mi plac glumele cu bătrâni. Probabil din cauza vârstei. Am și vă rog să mă iertați pentru tot ce am zis. Vă iubesc foarte tare. Bine, da, nu vă iubesc. Dar ăsta e textul. Cam atât. Mai am ceva. A zis mama să fac un semn clar ca să știe și Dorian când am terminat. Mamă! Gata, Dorian! Gata, Dorian!